Radu, fiul cel mare al lui Ștefan Bonică, s-a născut cu pasiunea pentru actorie, însă recent, acesta s-a arătat interesat și de alt domeniu. Tânărul își face părinții mândri și recunoaște că a fi copilul lui Ștefan Bonică nu este deloc ușor. Radu Ștefan Bonică, în vârstă de 19 ani, îi calcă pe urme tatălui său, iar în prezent este student la UNATC, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale, București, el fiind printre primii de pe lista celor admiși. Fiul cel mare al lui Ștefan Bonică a participat la show-ul de la Antena 1 Te Cunosc de undeva, după ce a intrat în atenția producătorilor datorită talentului său. Pe lângă actorie, tânărul și-a mai găsit o nouă pasiune. Radu Ștefan Bonică este atras și de modeling, iar recent a făcut o ședință foto pentru un brand celebru de haine pentru bărbați. Urmăritorii tânărului au fost încântați de fotografiile postate de acesta de la shooting și l-au încurajat să meargă mai departe cu această carieră. Sper că ăsta e un început pentru o viitoare carieră de model. Ești super, felicitări pentru colaborare. Ești uimitor, sunt foarte mândră de tine, au fost câteva dintre comentariile primite de Radu Ștefan Bonică din partea celor care îl urmăresc pe Instagram. Radu Ștefan Bonică a mărturisit că nu îi este ușor ca tatăl său să fie celebru, iar această presiune îl determină să muncească mult mai mult pentru a nu-l dezamăgi. Tânărul a vorbit într-un interviu despre cum este să fie fiul lui Ștefan Bonică. E o onoare pentru mine, sunt recunoscător și muncesc ca să îi fac mândri pe părinții mei, a declarat Radu Ștefan Bonică. Fiul cel mare al juratului de la X Factor a mai spus ce sfat a dat tatăl său, același sfat l-a primit și de la mama sa. Mi l-a dat și mama, mi l-a dat și tata, să stau în banca mea, să nu fiu o formă fără conținut și să mă distrez, a declarat Radu Ștefan Bonică recent.